migranți. Eu m-am concentrat în a discuta cu conducerea Ministerului Muncii despre nevoia de a crește eficiența utilizării diferitelor instrumente de asistență socială, de incluziune socială. Avem deja multe instrumente, avem alocări bugetare importante și de la bugetul de stat și din fonduri europene, însă acolo unde cred că am putea duce la o creștere a eficienței utilizării acestor fonduri, ar fi într-o mai bună corelare și coordonare a diferitelor politici care au până la urmă un impact social. Atunci când vorbim de sărăcie, de exemplu, de sărăcie în mediul rural, ca să dau un exemplu, asta presupune o conlucrare și o coordonare a programelor pe care le are Ministerul Muncii cu programele pe care le are Ministerul Educației, Ministerul Sănătății sau Ministerul Agriculturii, în așa fel încât la nivel local responsabilii, primăriile, grupurile de acțiune locală să poată să vină cu abordări integrate și să nu fie blocate cu o birocrație foarte rigidă la nivelul diferitelor programe pe care le avem la nivel național. Și în acest sens, în perioada următoare o să lucrăm cu grupuri ale reprezentanților acestor ministeri, autorități de management pentru fonduri europene, ale diferitelor instituții care gestionează inclusiv programe din finanțare din buget național, pentru a da mai multă claritate a instrumentelor pe care le avem la dispoziție și a modului în care ele pot să fie folosite la nivel local pentru a putea rezolva o problemă sau alta.